Ce poate fi mai plăcut în viața asta decât să ai o femeie frumoasă în bucătărie? Dar dacă ai două femei frumoase cu tine în bucătărie, ce poți să-ți mai dorești? Gianina, bine ai venit! Eu, bine v-am găsit. Îți spun eu, Cove, ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Anișca, te pup. Așa. O să-ți iasă și mai bine desertul, ia gândește. Ah, da, da, adevăr e că te apuci de desert. Ia să vedem. Să întâi vreau să ne spun, Ana, vezi, ea face o ciorbă de varză. De varză, da. Am tot vorbit pe tema acestei ciorbe de varză. Putem să recapitulăm. Așa. Da? În timp ce eu o vorbesc despre varză, tu desigur poți să te uiți și să o admiri pe frumoasa noastră invitată, da, exact. Asta fac, doar atât. Da. Draga mea, da. Așa? Draga mea, Gianina, deci această ciorbă de varză este extraordinar de benefică. Pe lângă faptul că este foarte gustoasă și arată bine de tot apetisant, e foarte bună pentru organismul nostru, ne detoxifiază, putem face chiar și o cură, să ne pregătim corpurile noastre. Dar să știi că tu ai dreptate. Am mai auzit de cură de slăbire cu ciorbă cu de ciorbă varză. Și e destul de interesant. Tu gătești, Gianina? Bineînțeles, da, sigur că îmi place foarte mult să gătesc. Patrick e un gurmand. Așa. Și place foarte mult să mănânce paste, supe foarte multe. Mai facem pizza acasă, de casă. Pâinici. Eu chiar știu și o rețetă. Da, foarte bună ciorbicața. Și lui place păsternacul și țelina? Îi place foarte mult foarte și loboda, îi place foarte mult. Minunat. Mama, zis, spanacul. Deci foarte puțin că copiii îi poți întâlni. La fel am procedat și eu. Ca și tine am încercat de mic să-i insuflu, spun gustul exact ăsta, care sunt legumele principale pentru organismul uman. Dar a fost greu, Cove, nu? Femei frumoase, mame excepționale, gospodine desăvârșite. Da. Practic, ce mai poți spune? Ai totul. Da. Să sperăm că nu te-ai pierdut. Nu mă pierd așa ușor, că nici eu mă apropii de pensie. Așa. Așa e în fiecare zi. Tot timpul, da. Trebuie temperat, trebuie... Dar el este Patrick o savoare. Patrick se pregătește pentru examen Patrick acum? Se pregătește pentru evaluarea națională. Așa? N-ai spune, da. Așa? Are aproape 15 ani. Mulți înainte. Și să știi că e foarte, foarte, foarte concentrat pe lucrurile lui și Bun. Nu sunt o mamă din asta disperată, știi, să impun în fiecare zi, te rog, învață, scrie, face lucrurile singure. Uite, chiar aseară mi-a spus că, uite, mami, aș vrea să învăț la biologie, chiar dacă în momentul ăsta ar trebui să-l las cartea asta, știi, deoparte, dar mi-a explicat foarte bine procesul pe care l-a învățat el la biologie. Azi de dimineață, în drum spre școală, îmi povestea, știi, zice, mami, stai, astăzi nu ascultăm muzică, am să-ți povestesc lecția. Ce e un copil extraordinar, să știi. Dar de când ai observat că are așa inițiative în direcția asta? Așa a fost tot timpul. Aha. Începând, din perioada în care l-am dus la grădiniță, s-a schimbat complet. Uh-huh. De asta vă spun, contează foarte mult învățământul pe care îl avem noi și să știți că este unul foarte bun din anumite aspecte, dar se mai poate îmbunătăți tot timpul. Tot timpul e loc de, și mai bine. De și mai bine. El la ce liceu vrea să meargă mai departe? Acum el e atras mai mult de partea asta umană. Așa. Îi place foarte mult și matematica. Alegerea este a lui, mami îl susține din toate punctele de vedere. Mai avem un pic, o lună de zile. Practic, cred că, când suntem astăzi? 20 mai. Cam într-o lună și două zile avem primul examen la limba și literatura română. Și să sperăm ca în fotbal să facem o figură frumoasă. Așa, da, corect. Bun, deci n-am emoții, nu. Deci nu ești o mamă cicălitoare? Nu ești absolut o mamă care pune presiune pe copil? Nu, și pe cred copil? Că e foarte important în perioada asta a preadolescenților să fim foarte apropiați de ei. Cred că comunicarea este cea mai importantă și să ne asumăm că de la vârsta asta trebuie să fim conștienți că ușa va fi din ce în ce mai închisă. Cum ai primit vestea că fiul tău are o iubită? Și asta că... nu este problema noastră, Cove. Așa? Asta este doar problema lui și niciodată... Nu, ascultăm puțin, e ok că e problema lui. Cum ai primit tu vestea? Nu, că el e normal asta. Nu știu de ce Cove mi-a zis. Mami, te rog, eu nu povesti. Ok, bine. Da. Dar el este foarte mult. Cum am primit eu? Nu, că nu s-a întâmplat asta. Dacă se va întâmpla, să presupunem ipotetic că fiul tău... Exact. Va veni acasă cu prietena lui, respectiv iubita lui Ingrid. Așa. Și va face cunoștință cu Așa. Ea. Bineînțeles că eu voi avea o atitudine foarte, foarte, foarte serioasă și în momentul ăla mă voi gândi că
băiatul meu a crescut. Așa. Și că, de exemplu, dragostea pe care el o are de oferit... Dragostea față de mamă este necondiționată, corect, asta clar, dar să știi că există o diferență între dragostea de prietenă, iubită, și dragostea față de mamă. Iar o mamă întotdeauna va simți lucrurile astea, da, întotdeauna. Și va trebui să gestioneze, să manageze treaba asta. Mai mult decât atât, că Patrick este un tip super sensibil și știe că cel mai important lucru pe care l-a învățat de la mine este respectul față de sexul opus. Și el știe chestia asta. Foarte frumos din partea ta, bravo. Aș putea spune că ești o mamă super. Hai să fim super. Hai să fim super și în seara asta de la ora 19 pe Pro TV. Așa? Pe Pro TV. Și sport, ProSport, și aș vrea să vă spun că astăzi am un invitat super interesant, o voce inconfundabilă pe care o veți auzi cât de curând la Pro TV. Ați mai auzit-o și în trecut, numai că ne ține așa cu sufletul în fața televizoarelor atunci când vizionăm un meci de fotbal calitatea întâi. Așa. N-ai ghicit cine, mă rog. Ești așa misterioasă. În această seară, doamnelor și domnilor, l-am invitat pe inegalabilul domnul Mironică. Am înțeles. Da. O discuție extraordinară. Ce alți invitați ai mai avut și urmează să ai în emisiunea ta? Doamne, am avut niște somități în emisiune și îmi face o deosebită plăcere că am ocazia asta să stau de vorbă cu oameni minunați. Ilie Dumitrescu, Gică Popescu, Bogdan Stelea, Mihai Leu, Beni Adegbui, care are un suflet extraordinar și în ciuda faptului că îl vezi atât de mare luptător, K1 este atât de sensibil și un familist convins. Ana Maria Brânză ne-a povestit lucruri foarte frumoase, domnul Răducioiu, care este un om foarte galant. Mulți, foarte mulți, să știi. Și mai am în viitor niște invitații foarte grei. Ai descoperit ce au în comun mari performeri, sportivii excepționali? Campionii desăvârșiți? Da. Am descoperit un lucru și vreau să spun că și cei care vizionează emisiunea au ajuns la aceeași concluzie ca și mine, pentru că feedback-urile sunt extraordinare. Ambiția. Practic, uite, îmi spunea și Ana Maria Brânză că a avut momente când foarte mulți, chiar apropiați de ei, spuneau: măi, dar oprește-te, uite că se întâmplă să nu câștigi astăzi sau mâine. Sau... Și ea mi-a mărturisit că se uita în ochii lor și spunea: eu nu o să mă opresc niciodată, eu o să fiu o campioană și lucrul ăsta mă motivează pe mine cel mai mult. Asta au făcut și ei, adică și-au asumat că își vor lăsa deoparte, nu știu, alte plăceri, corect, știi? Dar s-au gândit întotdeauna că vor să facă performanță și că iubesc ceea ce fac. Asta e perfect valabil și în viața noastră. Da. Să știi că și Ana... Și sunt niște exemple pentru noi și pentru generațiile viitoare. Și Ana pune multă pasiune. Văd, și multă dragoste. Atât în bucătărie, cât și pe scenă, desigur, de scenă nu mai vorbim, dar iată, reușește să facă aceste preparate minunate pe care noi le devorăm, practic, de îndată ce ele sunt gata. Mai puțin dânsă. Nu, mănânc și eu, dar atunci când silueta îmi permite. Atât. După techergheol? O să vezi cum o să te... Știi cum o să-ți deschid gurița și o să... Nu o să te mai întreb. Nu. Direct orez, direct carbohidrat, să nu mai avem discuții. Așa mă ceartă, pentru că... După ceartă știi ce vine. Domne, na, ce să o plec. O farfurie de ciocăriță foarte bună. Așa, după ceartă plecăm acasă, supărați. Gianina, mulțumim tare mult de vizită. Îți mulțumesc din tot sufletul. Vă aștept în această seară de la ora 19... pe protvplus.ro să vedeți superba emisiune cu invitatul meu din această seară. Perfect. Îți mulțumim mult succes în tot ceea ce faci.